CS Turnu Severin, singura echipă care ne mai putea reprezenta județul în ligile naționale, nu a fost înscrisă în campionat. Astăzi era termenul limită de înscriere în Liga a doua, dar din câte se pare, oficialii de la malul Dunării nu au avut niciun reprezentant la sediul FRF. Acest dezlondământ sumbru era previzibil, având în vedere că nimeni nu s-a mai interesat de club în ultimele luni. De altfel, în momentul de față nu mai există jucători, antrenori sau staff administrativ. Fostul președinte al clubului, Gheorghe Frățică, nu înțelege cum este posibil ca o echipă care sezonul trecut a evoluat în prima ligă să ajungă să fie desființată. Deci, normal, astăzi pe 15 trebuia să facă scrierea pe doar, dar din toate informații care e clar că Severinul va avea echipă. Și așa cum am spus în numărate cazuri, e cea mai mare crimă posibilă ca orașul Severin să rămână fără echipă în Liga a doua. Așa cum am spus în numărate rânduri, una s-a vorbit și alta s-a făcut. Asta, în momentul când am adus echipa la Turnul Severin, a început un proiect pe care eu l-am crezut. Am crezut cum cred în familie. Este că proiectul ăsta s-a năruit și e păcat încă o dată pentru orașul Dovedea Turnul Severin, pentru facilitățile care le-a acolo, pentru acel stadion minunat. Și atunci, la ce Dumnezeu s-a investit banii în stadionul ăla să n-ai fenomenul? E păcat, păcat. Craioveanul spune că greșeala cea mare s-a făcut în pauza competițională atunci când s-au adus noi conducători. În iarnă s-a greșit cu managementul acela grecesc. Nu știu cine a venit cu asemenea exemplare în Turnul Severin. Nu. Acolo s-a greșit și o părerea mea că ceea ce a făcut Gherigane, ceea ce a făcut banca tehnică și jucătorii aceia care au fost deplătiți și 6 luni de zile, n-au făcut de râs clubul și orașul Severin. Eu vă spun din inimă că pe rezultatele și pe jocul care l-au făcut, meritau să rămână în Liga a întâia. Dar fără sprijinul unui investitor puternic și al autorităților locale, normal. Și în viață, minciuna dăunează grav sănătății. Locul echipei CS Turnu Severin de pe municipal va fi luat de Universitatea Craiova. Doljenii au înscris echipa joia trecută și au specificat în documentație că vor evolua vreme de 2 sezoane la Drobeta Turnu Severin. Universitatea Craiova revine pe arena de la Dunăre după ce în returul sezonului 2009-2010 și-a disputat meciurile de pe teren propriu tot aici. Curtat de Universitatea lui Adrian Mititelu, portughezul Hugo Moutinho a semnat până la urmă cu Aris Limassol, echipă care sezonul trecut a promovat în prima ligă din Cipru după ce retrogradase în 2012. Am vorbit la telefon în fiecare zi cu Nicolo Napoli, am vorbit și cu Adrian Mititelu, pentru că m-au dorit la Universitatea Craiova, dar am avut oferta din Cipru și nu aveam cum să o refuz. Am semnat pe un an cu Aris Limassol. Echipa a promovat din Liga a doua și sezonul acesta s-au făcut schimbări masive în lot. Avem mulți jucători cu calități și clubul ne oferă condiții bune de antrenament și toate condițiile pentru a face performanță. Cei din conducerea clubului doresc să terminăm campionatul în primele 8, a precizat Hugo Moutinho pentru informația de Severin. Aris Limassol este unul dintre cele mai vechi cluburi din Cipru, fondat în 1930, dar este al treilea ca valoare al orașului după AEL și Apollon. Tot la formația din insula Afroditei a ajuns și craioveanul Mihai Dina. Mijlocașul în vârstă de 31 de ani spune că după 6 ani petrecuți în fotbalul românesc a dat curs ofertei pentru a testa și fotbalul cipriot, dar și din cauza nesiguranței financiare pe care a simțit-o în ultimul an în România, mai cu seamă la Severin. Am avut nevoie de o schimbare și am ales Cipru pentru că oamenii de aici au fost serioși cu mine. Ador România și în mod special Severin, dar acolo fotbalul este aproape mort. Degeaba orașul are unul din cele mai frumoase stadioane din țară sau suporteri minunați, pentru că nu are cine să conducă echipa. Când am promovat în Liga 1, toți erau lângă noi, însă când a fost greu, toți au dispărut și ne-au lăsat singuri. Îmi pare rău pentru echipa mea de suflet, pentru suporteri, pentru tot, dar trebuia să fie la club un conducător, pentru că nu pot să lucrez cu cei de la primărie. E imposibil, nu au idee ce înseamnă fenomenul fotbalistic pentru oraș. Îți spun sincer că uneori cred că sunt eu mai mult severinean decât ei, a spus Moutinho, care în cariera sa a mai evoluat la Sporting Lisabona la juniori, FC Pampiloza, Mafra, Oriental Lisabona, iar în România la FC Drobeta, Arieșul Turda, CS Turnu Severin și CS Meseiaș.